Avem această sola de la reformă. Avem solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Dar avem și această sola scriptura. Numai scriptura. Cum încearcă Petru să-i trezească? Auziți ce spune? Ca o să vă trezesc, ca să vă fac să vă aduceți aminte de... El nu vine cu nimic al nou. E ce vă trezesc numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a dus lumina asta extraordinară în toată Europa de vest, la reformă, prin faptul că a fost scoasă la lumină Evanghelia, Evanghelia e ca un uragan, când a fost descătușat, leul ăsta a devorat toată Europa, în sensul bun al cuvântului. Ei n-au încercat să aducă o trezire cu metode noi, cu idei noi, cu filozofii noi, prin pragmatism, utilitarianism, nu. Ei au scos Evanghelia veche la lumină. Au scos cuvântul lui Dumnezeu. Au judecat conciliile, tradițiile, pe însuși papa după Scriptura. Și Petru asta spune. Ca să vă fac să vă aduceți aminte de Sfinții Proroci, de porunca Domnului nostru Iisus Hristos și dată prin apostoli. Profeți și apostoli, care au scris Vechiul Testament și Noul Testament. Revelația Vechiului Testament și Revelația Noului Testament. Trezirea, frați și surori, vine de aici. Din nicio filă în plus de Biblia asta. Dacă are cineva, spune, mă, numai o pagină vă dau, în care să vă spun ce funcționează azi. A mai fost o trezire foarte cunoscută în lume, trezirea promovată de Charles Finney.